Deci ești aia la postul ăla. Bună ziua! Declar despre sărbiședință de astăzi. Sper că am început să părem să scrie la vot procesul verbal de la început la teriuare. Cine este pentru? Mulțumesc. Doamnelor și domnilor consilieri, dați-mi voie să vă prezint dispoziția numărul 59 din data de 16.04.2019 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Bârsănești în data de 22 aprilie 2019. Proiectul ordine de zi este următorul. Punctul numărul 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Bârsănești de sub Bacău pentru anul 2019. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale indexate cu coeficientul de inflație de 4,6% aferent anului 2018, aplicabile pentru în anul fiscal 2020. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție în modernizare de drumuri locale de CO58 Comuna Bârsănești de sub Bacău. Punctul 4 diverse, articolul 2, prevederile prezente dispoziții vor fi aduse la îndeplinire de către secretarul comunii și vor fi aduse la conștiință publică prin afișare. Mulțumesc! Înapoi. Punem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Da, cu domnul primar să prezinte proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Bârsănești pentru anul 2019 și încheierea exercițiului financiar pentru anul 2018. Primarul Comunei Bârsănești sub Bacău, având în vedere prevederile legii finanțelor publice locale, numărul 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, prevederile legii numărul 50/2019, privind bugetul de stat pentru anul 2019, adresele Consiliului de Seamă Bacău, numărul 5970-2503-2019 și 5978-2503-2019, hotărârea Consiliului de Seamă Bacău, numărul 44-2303-2019, adresa numărul 438-2003-2019, privind repartizarea sumelor pentru bugetul anul 2019 și estimările pentru anul 2020-2022. Adresa numărul 443-2003-2019 și 4, adresa numărul 475-0204-2019 privind repartizarea sumelor pentru bugetul anul 2019 și estimările pentru anul 2020-2022 prin decizia șefului AGFP Bacău numărul 3-2003-2019 privind repartizarea pe unități administrative teritoriale a cotelor debalcate din impozitul pe venit și a sumelor debalcate din TVA-ul pentru echilibrarea bugetelor locale. Adresa numărul 567/084/2019 privind repartizarea pe trimestre a sumelor debalcate din TVA pentru anul 2019. Adresa numărul 7040/10/04/2019 privind repartizarea pe trimestre a sumelor debalcate din TVA pentru drumuri comunale în anul 2019, precum și estimările pentru anii 2020 și anii 2022. Văzând nota de fundamentare a bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, înregistrațiul numărul 1416 din 16.04.2019, domnul Botezat Jăru, primarul Comunei Bârsănești, raportul compartimentului de specialitate financiar contabil, întocmit de domnul Gabriel Ion, înregistrat sub numărul 791 din 703/2019, precum și rapoarte de avizare ale comisiilor de specialitate la nivelul Consiliului Local, în temeiul dispoziției articolului 36, alineatul 1 și 2, litera A, B, alineatul 4, litera A, precum și articolul 45 din lege administrației publice locale, numărul 215/2001, publicată și completată. Propune. Articolul 1. Se aprobă bugetul local de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Bârsănești pentru anul 2019, după cum urmează. La partea de venituri. Venitul total. Prevedere. 6.693.700. Impozitul pe venituri în transferuri de proprietate. Capitolul 03. 18. 6.000 de lei. Cote defalcate din impozitul pe venit. Capitolul 040201. 310.000. Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pentru venituri echilibrare bugetelor locale, capitolul 040204,
487.000. Sume repartizate din fondul de dispoziție al Consiliului Județean, capitolul 040205, 401.000. Alte impozite venit. Domnul primar. Da. Deci, intrăm pe dezbatere. N-ar vrea să... Dacă îți de acord și restul colegilor, trebuie să-l citiți cu o durează. Discuții? Să înțeleg că Comisia Buget Finanțe din Consiliu are avis favorabil pentru buget, nu? Da. Ați văzut că acolo am prins cumii și pentru sport și pentru... Da, dar o să discutăm la diverse. Nu, la buget. Ok. Zic la buget. Da, da. Intră pe dezbatere. Da. Da. Dacă la altele și mai dau 110 milioane de anul trecut, deci am văzut că sunt 56 de mii total, din care 41 fi religii, 41 de mii, dar diferența? 11.000 pentru mănăstirea la albe, 30.000 pentru mănăstirea la carte. 41.000. Trebuie să faceți mențiunea, domnul primar, că cei 110.000 sunt de sumă restantă, da, cum o să au apărat la partea de așa de 2 ani. Ai o sumă restantă. Da. Eu și nouă. N-au făcut acte. Ai știu că nu l-au mai făcut că preotul... Știa că e pleacă, nu se mai complice. Știa că pleacă, nu se mai complice. S-au plecat. Nu este adoptat proiect, nu promisiunea, este adoptat proiect la toate lăcași și de curs s-au alocat bani. Deci și aia a rămas o sumă restantă pentru alte. Și pentru Caragău, de ce trebuie care își comandă pe ei? Nu mai așa, nu mai iubiți așa, nu mai iubiți așa. Nu e pentru biserica din sat, este pentru mănăstiri care este în construcții. De aia s-au alocat. Dacă vreți să... Unde s-a mai alocat un miliard sau cât? Vă invităm ca să vedeți cât este de lucru acolo. S-a alocat atunci un miliard, dar am alocat acum. Trebuie să... Chiar vă invităm să vedeți cât este de lucru acolo. Deci înscriți-vă la cuvânt și vorbiți cu un pat. Dacă erau sume mai multe, noi se dăm tot de biserici, dar dacă nu sunt, trebuie să ne încadrăm și noi cât este. Da, no comment. Nu mi se pare echitabil, dar se pare că prea puțin mai contează părerea noastră. Când sunt de făcut atâtea și atâtea alte lucruri, eu înțeleg. Nu pot să dau... O să discutăm mai diverse. Deci mi-e rușine să mai urc în autobuz, să dau ochii cu oamenii din albele, că nu se face absolut nimic. Și acum o să vadă din nou că se dă iar pentru mănăstirea de la Caracol, pe lângă ea un miliard, încă 300 de milioane, când la noi stăm în noroi până la gât. Da, să spuneați, cred că e echitabil. Un miliard la bancă, în legătură cu transferul ăsta, cu drumul. Da. Eu nu mai am niciun... Deci nu am, spuneți, am zis că vreau să organizăm o ședință, să veniți să le explicați la oameni. Eu unul nu mai am ce să le explic, nu-i mai potrivit noi. Să le spun acum, după atâta timp, că nu-i drumul nostru, cum vrem să ne apucăm un pic. Și acum o să se vadă, să urmărește ședința, că se alocă din nou 300 de milioane. Dacă vi se pare corect, nu mai am nimic. În condițiile astea, eu pot să vin cu o propunere, domnul coleg consilier. Să facem și noi consilierul proiect de hotărâre, îl supunem la vot și scoatem noi bani. Că la urmă tot prin votul consiliului, doar consiliul local administrează. Dar nu putem aloca, că nu e drumul nostru, nu e un bun al nostru și nu putem aloca. O să vină, o să vină și noi. Când? O să se aprobe, da. Și eu zic să facem și noi, dacă nu se găsesc, na, eu nu știu. Deci drumul este impracticabil, impracticabil la noi. Deci am până cu domnul Mirol. Dacă n-am un buget, de unde-s eu balat? Spune și lasă. E vorba de ani de zile, că tot s-a amânat. Acum când încercăm și pistonăm un pic, să constatăm că noi drumul nostru și nu putem face nicio investiție. Suntem cu mâinile legate, efectiv. Deci oricum m-aș bat eu și eu nu pot să le spun asta la oameni. Deci credeți-mă, nu fac naveta, mi-e rușine, îmi vine să plec pe jos. Să o iau pe jos de la albele sau să nu mai fac naveta. Că nu le pot spune la oameni când îmi reproșează și nu mai spun câte înjuri. Vezi, dar tac, pentru că asta e situația, trebuie să tac și să accept.
Pe în altă parte, dar o să discut, gata, am încheiat, o să discutăm la decât. Silvic, n-ai ce-ți băga pe ei, nu-i al tău. Poate credem atunci pe Dumnezeu. Păi problema este, chiar am vorbit cu domnul Lazar. Azi zicem noi plauzire. O să-mi luau de urmări mai ce se face. Da, mă înțeleg, dar explicați-le la oameni chestia asta, că de atâția ani de zile nu s-a știut și acum când să încercăm să plătească. Ce vrea să vedem acum? Păi știu. Nu puteam să spun treaba asta. Dar noi s-a oferit acolo, Silvic, la Lides, din 2006. Ca să dea drumul la drum, ca să-l treacă în patrimoniul primăriei. Domnule, interesul posibil. Aici nu s-a mai interesat nimeni. Nu e adevărat. Nu e adevărat, domnule. Greșiți, ce vi se spune acolo? Din 2006. Este tendențioasă ca să credeți la un la DRSV sau cum spuneți. Deci toată documentația este făcută până la hotărârea de Consiliul Local privind aprobarea trimiterii întregii documentații în vederea emiterii hotărârii de guvern pentru transfer. Să înțeleg că Consiliul Local nu a vrut, nu? Sau dacă s-a ajuns până aici. Nu! Totul a fost aprobat la nivel de Consiliul Local, tot ce a ținut de Primăria Bârsănești. În momentul în care s-au înaintat acolo, cineva colegilor mei consilieri. Avem excedent din buget, la nivel de județ, da? Avem excedent. Să se scoată bani din excedent pentru investiții, că am discutat-o și când preliminarul, când am discutat despre buget, domnul primar, să se inițieze proiecte. Dacă nu putem prinde prin Programul Național de Dezvoltare Locală, PNDL-ul, cum se prescurtează, să luăm din excedent și să inițiem proiecte, domnul primar. Păi este singurul sat cel mai defavorizat din comuna noastră, da? Ori nu ne aparține și nouă satul ăla. Înseamnă că nu sunt drumuri publici. Ce mai fac poliția? Am înțeles ideea că o să se aprobe și o să îndeși să scadă asta și dă o colosei de oameni de aturnează, da? O colosei de aturnează. Hai să inițiem până atunci niște proceduri. După ce îmi dau abătăm bugetul. Acum inițiem procedura. Să inițiem și măcar să facem un pas. Dar noi n-am făcut niciun, nu noi. Deci, ca dată, din Brodosul. Albine, până la Campon, l-avem făcut. Face și noi un prim pas, domnul primar, că dacă, deci, practic, și cetățenii din satul ăla, asta așteaptă. Pentru drumul din satul ăla, s-a și ridicat topul. Dar ne-am oprit în momentul în care s-a blocat chestia cu drumul că nu ne aparține drumul. Dacă vreți, Eu sunt de acord să se facă investiții în toate satele comune, că sunt toți cetățenii au dreptul, toți plătim impozitii și toți avem aceleași drepturi, da? Trebuie să intre și satul ăsta în linii cu celelalte. S-a promis că se face, se promis. Eventualul public nu mai e ceva la... Legea spune destul de clar. 29 de miliarde în excedent. 29 de miliarde. Așa s-a discutat. Parcă nu mai aduc aminte. 12 sunt angajate. Câte ori sunt angajate? Sau 3,5 de parcă am înțeles. 4 km sunt. 4, ce mai e? Îl facem pe ăsta. Îl facem pe ăsta. Mai puțin. Nu putem face doar. E 2700 în sală. Păi ăla e cel mai important. Nu mă interesează că nu putem face o investiție peste deal, blocăm niște bani, eu sunt mai iurea. Să faceți și străzbică la care să nu acceptați lucrul ăsta. Eu vă recomand să faceți asfalt în sală. Așa nu am putea urmă. Mă spun ce să am unde ce. Ce se face? Să-i domnule, drumul în sală este drum forestier. Cum poți să faci ceva dacă nu... Păi tocmai asta, deci asta... Ați înțeles, nu se facă pe serial. Da. Se facă pe sat. Păi da, ăla sat e din interes. Înseamnă, zici la mai gândul ala, nu știu, nu știu, dar dacă ne-a stat sigur, că de la acolo, sigur, nu se va preda. Deci spunea și domnul Lazar, că ne-i spuneai cum se facă un cadastru, nu? Păi da, dar nu folosim. Spuneam cadastrezi și... Păi da, așa. Reușim să ne facem. Asta te... Eu ce consemnez? Eu mă întreb așa, ca pe frații și surorile mele. Ați vorbit 16 odată. Da, dar trecem pe bugetul. Vă rog din suflet, care să scrie la cuvânt, vorbește, următorul, dacă are ceva să-i răspunde celuilalt, îi răspunde, dacă nu, atacă altă problemă, când m-ați omorât cu zile. Credeți-mă, eu sunt în ideea. Părerea mea pentru arbele se fac în interiorul satului, asfaltul și nu peste deal. Pentru că avantajul este pentru locuitori drumul de acolo, din interior, nu ăla de peste deal. Și cred că sunt de acord. Eu sunt de acord și țin chestia asta, dar asta e problema, că suntem legați de mâini, stăm cu banii.
așa, pentru că nu se rezolvă problema asta. Deci s-a descoperit foarte târziu și acum stăm la chermeza sau la bunul placa ocolului Silvic, că nu o să aibă ei banii ca să facă cadastru, să ne-l poată preda. Și stăm și mai trece încă câțiva zeci de ani și... Și de la ideea asta am plecat, pentru că o să vadă, v-am spus, o să vadă din nou ședința, că se urmărește acum. Și o să-mi spune, păi că aveți banii, dacă încă se dă la mănăstirea, că n-am nimic, nu să înțelegeți, că nu am nimic, poate să dea și 2 miliarde. Dar omul vine și îmi spune, adică aveți bani, dați la mănăstirea, ați dat, am trecut 1 miliard, dați acum iarăși 300 de milioane și noi stăm în noroi până la gât. Spuneți-mi, dacă ați fi în locul meu și ați face un aviat cu oamenii și v-ați înjura în fiecare zi, pentru că efectiv mă înjură în fiecare zi. V-am spus, mi-e rușine să mai urc în autobuz. E impracticabil drumul. Impracticabil. Și cred că suntem satul care suntem cu cea mai mare cotă de plătire a impozitului la procentaj. Pentru că au rămas bătrâni, au rămas care sunt foarte corecți oameni și mi-e rușine. Ce? Ce spuneți? Ba la procentaj e plătă, da. Nu e adevărat. Nu cred. Păi dar cum poți să spui? Nu cred. Nu cred. Păi tocmai la număr, mă referam la procentaj, nu la, nu la valoare, nu ca impozit. Dar numai e casă. Da. Nu, dar nu la asta, mă refer, ca procentaj. Deci eu mă refer la procentaj, nu la număr. Știu că e statul cel mai mic, dar ca și plătit, ca și procentaj, ca și corectitudine, e sigur. Ca și corectitudine, nu ca valoare. Păi nu, asta am zis. Deci nu ca, știu că e cel mai mic. Omul, deci e corect și plătește taxă și așa. Și eu atunci ce să-i spun la omul? De asta am spus, o să vă cer, domnul primar, domnul vice, după parte, facem o ședință, veniți și le explicați dumneavoastră că eu nu mai am ce să zic. Efectiv, nu mai am. Dumneavoastră sunteți dator să veniți la o ședință să le explicați. Am vrut să-i aduc aici, că v-am zis, hai să nu mai fac tantam, să-i aduc în ședință ca să... Deci o să solicit o ședință și să stați să le... Eu nu mai pot să le mai explic. Deci nu mai am credibilitate în fața lor. Gata, am chiar nu. Da. Atunci, supunem la vot, Întreabă-și, dar cum ai să discuți? Întreabă-și. Pe marginea discuției de marginea. Ați vorbit toți și ați vorbit și dumneavoastră, ați vorbit și dumneavoastră, n-am scris nimic, că n-am putut. Așa. Ce ai spus, Costic? Așa. Hai să ne ordonăm. Așa. Dacă... Ce-ați zis? Da. Dacă se vor mai da cei 110 milioane. Asta am notat. Așa. Da. Altceva? Atât. Dumneavoastră ați zis ceva. Nu m-am zis acolo la urmă. Ideea că să se asfalteze în sat și nu în Scalina. Altceva? Am mai fost? Ar, ar fi... Nu, e bine așa. E bine așa, nu s-a dat. Așa am specificat că pentru mănăstire s-a dat în business. Instituția care este în construcție, nu ca celelalte... Doamna Roman, multe sunt în construcție. La să lăsăm să încheiem discuția. Multe sunt în construcție și or mai fi și de acum. Am consemnat. Terminat. Deci dacă nu mai sunt alte discuții... Alte discuții? Supunem la tot. Și pentru că nu mai sunt da. Deci nu sunt abține, nu sunt împotrivă, nu? Da, și că nu vă da. Citesc și referatul de specialitate în sprijinul proiectului de hotărâre la... Referia de specialitate în sprijinul proiectului de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale indexate cu indicele de inflație de 4,6% aferent anului 2018, aplicate în anul fiscal 2020. Subsemnații, Postoloache Lucica, Părâmul Dorel Octavian și Grecu Violeta, referenți agenții fiscali în cadrul compartimentului buget, contabilitate, venituri al aparatului de specialitate al primarului Comunei Brâsănești, județul Bacău, cu atribuții în colectare din toți taxele locale, având în vedere necesitatea stabilirii impozitelor și taxelor locale cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2020, prin hotărârea Consiliului Local Brâsănești, ținând cont de prevederea articolului 491 din legea numărul 227/2015 privind codul fiscal și modificările și completările ulterioare care dispune articolul 491 indexarea impozitului taxelor locale în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale care constă într-o anumită sumă de lei sau care este stabilită pe baza unei anume sume de lei, sumele respective se indexează anual până la data de 30 aprilie de către consiliile locale, ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior comunicată pe site-uri oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și, așa, și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.
sumele indexate conform alineatul 1 se aprobă prin hotărârea Consiliului Local și se aplică în anul fiscal următor. La nivelul municipiului București, această atribuție revine Consiliul General al Municipiului București. Dacă hotărârea Consiliului Local nu a fost adoptată cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea exercițiului bugetar în anul fiscal următor, în cazul oricărei impozit sau oricărei taxe locale care constă într-o anumită sumă de lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume de lei, ori se determină prin aplicarea unei cote procentuale, se aplică de către compartimentul de resort din aparatul de specialitate al primarului, nivelurile maxime prevăzute în prezentul cod, indexate potrivit prevederilor alineatului numărul 1. Propune inițierea unui proiect de hotărâre prin care să se stabilească cuantumul impozitului și taxe locale pentru anul 2020, indexat cu indice de inflație aferent anului 2018, respectiv 4,6%. Rata medie a inflației în ultimele 12 luni, ianuarie 2018, decembrie 2018, față de precedentele luni, ianuarie 2017 și decembrie 2017, calculată pe baza indicilor prețurilor de consum, este de 4,6% potrivit unui comunicat transmis de către Institutul Național de Statistică. Sumele indexate se aplică în anul fiscal 2020, față de cele supuse mai sus, vă rugăm să inițiați acest proiect. Da. Discuție cu cine s-a spus? Mă citesc și proiectul de hotărâre? Nu, chiar mi-am făcut și ăsta. Mă scriu la cuvânt. Dacă mai sunt și alți colegi puse înainte, până mai revizuiesc puțin materialul aici. Dacă mai doreți, dacă nu, o să deschid în direcția. Vreau să mai precis să înțeleagă că, deci acesta va fi pentru anul viitor, anul 2020. Nu să înțeleagă acum că modificăm în timpul anului. Deci este pentru anul următor, 2020 modificare. Așa prevede legea să aprobă taxele anuale pentru anul viitor în anul precedent. Știu, numai că dacă o să vadă o oameni ședință, să nu înțeleagă că modificăm acum în timpul anului, pentru că v-am înțeles că este. S-a văzut că până la 30 aprilie, la fiecărui an, da. Deci eu ceea ce vreau să deschid în discuția cu anexa 1, în ceea ce privește anexa 1 de la legea, de la legea asta, cum spune, de la mai mult aici, uitați, că am și uitat. Codul procedurii fiscală, scuzați-mă. Deci vine anexa la proiectul de hotărâre numărul 2, e anexa 2 la proiectul de hotărâre. Este anexa 1 la codul de procedură fiscală. Legea 227-2015, e anexa 1. Deci, în primul rând, vreau să pun în discuție, deci așa cum și la începutul ședinței v-am adus la cunoștință, așa, este vorba de calculul impozitului pe clădirile rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice. Bine, sunt mai mult. Eu încep cu ăsta. Deci, eu am spus atunci. Este o cotă stabilită între 0,08% și 2%. Aici s-a trecut, Consiliul Local va aproba 2%. Așa am aprobat pentru anul trecut. Nu, e pentru anul 2020. Că acum a deschis discuția cu colegul și a spus 2020 raportată la anul 2018 este. E raportată la anul 2018 pentru anul și este cu referință la anul 2020. În 2020 se votează în decembrie. Exact. Așa, da. Suma... Eu, din punctul meu de vedere, găsesc că această cotă este pusă la capul ăsta, la valoarea maximă. Ceea ce eu o să propun cu bine să vă aduc, să-l dezbatem, să-l amendăm pe această anexă sau această propunere de proiect pe fiecare punct și e implicit pe articole, dacă așa cum prevede dispozițiile legii. De ce să plece fiscaliștii români? Păi fiscaliștii atâta mi-au spus că ei atâta vreau să ne aducă la cunoștință, doar indexul de 4,6%. Cu ăla nu avem ce discuta, pentru că scrie clar în lege, chiar în, uitați aici, în preambul, scrie că da. În fiecare an. Nu asta discut. Păi n-am înțeles și problema. Problema este că, uitați, pe spatele Consiliului Local se pune cota maximă de impozit pe clădirile rezidențiale. Și este o cotă stabilită de la 0,08, doamna secretară, la 100, la 2%. Eu asta o pun în discuție, nu e indexarea. Eu altceva discut.
Păi dar da, noi numai indexarea o discutăm. Dacă noi nu numai ea a intrat, numai ea a intrat. Vedeți, numai de indexare a intrat de vreo 6% iese cota. De 2% ăsta așa vine din codul fiscal. Vedeți că nu scrie. Nu, dar ne arată cotă minimă, cotă maximă. Și a spus Consiliul Local aprobă cota maximă. De ce? De, dar noi nu avem treabă nici niciodată. Deci tot acum discutăm pentru anul 2020, da? Păi da, dar dumneavoastră ridicați o problemă care a fost supusă aprobării și aprobată pentru anul S-a făcut o referință la anul 2018, dar noi aprobăm taxe și impozite pentru anul 2020. În decembrie, vă mai spun o dată. Noi aprobăm acum. Noi aveți iar o aprobată pentru 6%. Ei a spus toată platforma. Mai știți toată. Calculul impozitelor pe clădiri rezidențiale aflate în proprietate persoană fizică. Așa scrie aici. Calculul impozitului. Dar aici nu este. Deci raport, în ăsta nu este nimic. Aici în acea parte de hotărâre vă zice, ne puneți, deci ne puneți atât ăsta, codul de procedură fiscală, ne puneți hotărâri, ne puneți legi aici. Păi dar legea dacă vă uitați sincer, numai 4,6% pentru aprobare. Ălalt se aprobă în decembrie. Dar ei au spus... Noi nu aprobăm astăzi. Nu! Patru numai în față! Luați indexarea, uitați și des raportul să vedeți dacă spune ceva de 2% sau de 0,8% sau de 0,8%. Eu văd aici calculul impozitului. Ăla dacă ei nu se plătă, dar vădă tot calculul. Dar nu face un obiectul aprobării. Nu, nu, mie nu mi se pare regulă. Dar eu nu vreau să scrie. Dar dacă sunt satisfacere și să plece. Domnul Miron, dar dacă vă duceți la articolul, spune impozitul pe plătire, este datorat pentru întregul an fiscal, persoana care se dă în data de 31 decembrie trebuie, până în 31 decembrie trebuie să fie aprobat. Se dă aici, la urmă la 5. Deci eu v-am explicat, deci aceste, noi aprobăm acum taxele și impozitele. Nu, 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 n-ați înțeles, domnul Miron. Asta e data de inflație, atât la mine. Hai să dăm cu Consiliul Local, hai să ne explic. Cota de 0,2. Păi Consiliul Local aprobă, da? Domnul Miron a observat tot treaba, el are dreptate acolo, dar vedeți că de la 0 la 2%, acolo se fac zonări. Noi ne avem zonări, trebuie să mergi pe maxim. Deci, pentru o singură zonă, ai maxim, da. Dacă faci zona... De la categoria... Dacă faci zona... Deci nu poate să existe zona B, o zonă sau C, ne există zona A. Înțelegeți? Dar asta nu avem de la 1 la 6 la să spune. Ram, uitați, avem de la 1 la 5. Păi da, ram. 1 la 5, da. Văd și eu asta. Deci noi la ședința din decembrie... Ne avem mai multe ranguri, înseamnă că ai un singur rang, rangul A. Da. Și mergi la maxim. Dacă faci rangul B, trebuie să ai obligatoriu și la A și B. Rangul A va fi cu 2%, rangul B va fi cât stabilim, cu 1,5%, să zici acum. Înțelegeți? Dar noi ne făcând zonarea asta... Eu văd aici rangul 4 și 5 la noi. Eu așa văd aici, în acest proiect. Eu văd rangul 4 și 5. Deci, adică păi, cum să vă spun, nu sunt terenurile de top. Sunt terenuri mai... Bine, dar la rangul care suntem noi se poate face o zonare. Când ai făcut zonarea, zona A, zona B, de exemplu, zici, zona A e Bârstănești, zona B e Caraclău. Atunci poți să... Și de ce votăm aici sau zona? De ce mi se aduce când practic am decât rangul 4 și 5? De ce mi se aduce așa? Conform legii, domnul Bărb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 ăr
și îi dăm rangul 1, zona marginală și dăm rangul 1. Deci noi nu avem zona. În lege, în lege sunt niște paragrafe în care spune zona A, zona de centru, trebuie să aibă apă, canalizare, drum, aia. Nu se încadrează la zona A nimeni. La zona B trebuie să aibă alte condiții care s-au printre. No. Deci toți suntem la zona A, toți. La toți zona suntem A, la fața, toți și suntem la zona A. Asta deci, nefăcând zonare, dacă facem o zonare, trebuie impusă anumite gospodării în zona A, anumite gospodării în zona B și se complic foarte mult lucrurile. Noi n-am făcut această zonare și toți am rămas la zona A, pe maxim. Pe maxim, de asta atingem pe 2% ăla, când n-am făcut zonare. Dacă facem zonare, rămâne zona A pe maximul ăla, zona B cade mai jos, ca procent zona C
Care... Dar de ce să nu rămână cea mai minimă, de exemplu? De ce să rămână maxim? De nu, dar... Pe dacă nu s-a făcut și este incertă situația, să profităm de situație, păi, nu? Eu tocmai v-am zis că așa trebuie. Deci nu poate... La maximă, că așa... Nu poate să existe o zonă C sau o zonă B dacă nu există A. Prima dată trebuie să existe A și după aia faci. Ce-i duci în B, ce-i duci în C. Deci, dacă nu s-au făcut aceste lucruri, haideți să mă punem potrivit procedurale maxime, că așa este în regulă. Păi așa e acum, da. Dar bine, dincolo de orice observ așa, să fac tot felul de bonificații din partea primăriei, în schimb Consiliul Local tot în acest proiect, aprobă la maximum tot. Domnul Feron, vă mai citesc o dată. Dar ce zic eu? Proiect de hotărâre privind aprobarea. Și atunci ce ați dat această anexă? Ascultați un pic. Dar ce ascult? Mi-ați prezentat aici. Da, proiect de hotărâre. Da, și mi-ați dat anexa. Au scos tot. De ce tot la anexa? Dar proiectul de hotărâre spune destul de clar. Privind aprobarea impozitelor și taxelor locale indexate cu rata inflației de 4,6% aferent anului 2018. Atât spune. Nu spune de 2%, de 7% de lucruri. Deci în coma de inflație. Asta este, vă spuneți dumneavoastră. Da. Înseamnă că în 2018 era 2% de aici. De aici revine ideea Consiliul Local. Păi da, dar tot noi l-am votat. Dar de aia pentru 2020 să nu mai pentru 2020, în decembrie, votăm. Exact, în decembrie încă nu te discuți chestia. Exact ce spunem acum, dacă nu gândim bine, spuneți acel lucru. Voi ați votat. Nu, dar problema și nu vă las primă, domnul vice și domnul primar. Consiliul Local a votat taxele maxime, nu noi. Noi suntem oameni de treabă. Ei sunt dușmani. Deci aici oricine ar veni, spune destul de clar, pentru 4,6%. Atât. Dar la aici e destul de clar, Consiliul Local de Sănești aprobă cota de 2%. Dar nu numai acolo, scrie multe locuri, nu numai acolo scrie, multe locuri. Adică mi se pare că de masă, haideți să vă, dacă citiți, votăm și mai multe. Deci ei au scos toată platforma, au făcut greșeala de platforma. Trebuia să se scoate platforma. Nu ai cum să scoți separat. Nu ai cum să scoți separat. Deci ceea ce eu am făcut cu roșu acolo, ca să vă fie limpede, exact unde acționează obligativitatea indexării cu 4,6%, aceea, practic, este supus atenției Consiliului Local azi. Ceea ce ați adus dumneavoastră în discuție, face obiectul proiectului de hotărâre din decembrie. Trebuie scos ăsta, dar n-ai voie să fracționezi, doamna mea. Am înțeles un singur lucru, doamna secretară. La primărie sunteți toți de bun și bai de mine, nu știu ce. Consilierii sunt niște oameni răi. Aplică ta. Domnul Miron, asta spune aici. Domnul Miron. Deci la ședința aici de azi, dumneavoastră a spus 2%, că aici nu s-a nimic de 2%. Fac abstracții din ședința de azi și din materialul de azi. În 2018 ni s-au băgat sub nas, poate unii din noi nu am observat, și am votat același, am votat aceste taxe, da? Asta este adevărat? Dar de fiecare dată ați fost invitat la discuții, pe comisii, după aia în plen. Deci nu e niciun pericol. Și acum, un an, dacă stau bine și mă gândesc, a fost parte din terminatul 1,3 sau 1,4. 1,4 a fost acum un an. Înseamnă că ne confruntăm cu deci noi avem proiectul de hotărâre așa cum au fost propuse și ulterior aprobate în Arhiva Consiliului Local. Deci le puteți urmări într-o ședință să vă faceți. Păi să înțeleg că asta e punctul de referință. Mai repet încă o dată. 2018, da? E punctul de referință, da? Timp, să vedeți exact evoluția. Nu puteți să răspundeți. Asta e punctul de referință 2018 pentru anul 2020, da? Așa reiese din acest proiect. Sau cel puțin așa mi-ați prezentat până acum. Din informațiile dumneavoastră, da? Deci ceea ce este astăzi aici, este un punct de referință pentru anul 2018, doar cu aplicabilitate în anul 2020. Domnule, chiar nu, oare nu ne înțelegem românești și vorbim rusești? Arătați-mi dumneavoastră aici, în numele proiectului de hotărâre, dacă scrie ceva de 2%. Și atunci, da, domnule, ne asumăm răspunderea. Dacă platforma, program, scoate tot ăla, conform legii respective, și noi avem treabă cu 4,6%, ce avem cu 2, când ne spune destul de clar că aia se aprobă în decembrie. Nu numai 2% e problemă. Restul tot, deci toate
pe anul viitor. Dar nu să vă dați seama de nenorocirea asta. Trebuia să fim veniți să discutăm, nu? Ați dat după și fiscaliștilor ca lucrurile să fie complet scăpate de sub control. Deci dar credeți că eu am venit aici să fac așa prin învăluiri? Păi nu știu. Mă întreb. Dar și eu informații care primesc la dumneavoastră, doamna, dar nu sunt chiar corecte. Deci eu, nu e adevărat. Deci dacă v-aș fi interesat din timp, eu v-am spus și vă repet, ceea ce am marcat cu roșu a fost rezultatul indexării. Asta este singura problemă. Indexare. Bun, am înțeles. Bun, răspundeți la o întrebare, vă rog frumos. Această indexare, la ce se referă? La ce procente se referă? La taxele și impozitele de anul trecut. De anul trecut, da. Așa. Și când sunt aplicabile? Începând cu 1 ianuarie 2020. Începând cu 1 ianuarie 2020. Dar nu taxele și impozitele. Dar ce? Numai indexarea. 4,6. Atât. Indexarea se raportează la taxele și impozitele de 2018. Cu aplicabilitate din nu, anul. Că nu le-am votat în. Ăla le-am votat anul trecut, cu 2018. În decembrie 2016. Ce indexăm acum? Acum 4,6%. Da, pentru aplicat la taxele și impozitele de anul ăsta? Nu, din 2018. Că spune destul de clar. Aferent anul 2018. Bun, și această indexare de 4,6%. Da. Intră în vigoare din anul 2020, da? Da. Raportat la taxele care vor fi de acolo, din 2018. Da. Cum să fie din 2018? Dar spune domnule destul de clar. Cum în 2020 eu pun 4,6%? Inflația se calculează permanent 2 ani în urmă. Că n-are cum să o stabilească. Vedeți? Nu are cum să o stabilească, nu înțelege. Păi tare era bine dacă ne întâlneam cu ceva mai încasă și să dăm toată lumea și să dăm ianuarie 2018, decembrie 2018. Ăla-i perioada de referință. Am înțeles-o. În 2018 era un plan tarifar acolo, sau o anumită taxă. Da, da. Ei, taxa aia pe 2018 s-a plătit, nu? Da. Acum, a venit indexarea asta, anul ăsta, 2019, 4,6% raport cu inflația, și o să vă aplica pentru taxele. La taxele din 2020 se mai aplică 4,6%. Asta am spus, doamne. Nu, asta este. Da. Dar punctul de referință a fost 2018. Deci noi nu avem treabă cu taxa din 2018, cum tot îmi explicați mie atât. Deci în 2020 am plătit taxele cu 4,6% indexat. Da. Pentru anul 2020. Da. Eu asta mi-a spus conform inflației. Și Dumnezeu s-a înțeles. Conform inflației. Da, dar raportul care s-a citit și care ar fi trebuit citit și de acasă de către dumneavoastră? Eu l-am citit și l-am spus. Eu am înțeles. Avem un punct de referință 2018 cu taxe și impozite. 4,6 de indexare pe anul ăsta. Iar din 2020 se va aplica taxele și impozitele locale cu indexarea de 4,6. Dar ce virtual? Nu ați înțeles dumneavoastră, am încercat să le explic. Și de asta, bine, s-a votat atunci cu... Dar asta am vrut să spun, că atunci, în 2018, noi am votat, poate nu ne-am aplicat destul de mult asupra materialului și nu am observat, poate, că unele taxe s-au dus către valoarea maximă. Dacă asta am vrut să spun. Dar mi-aduc aminte bine, că poate nu mă lasă memoria, am avut discuții în 2018 și aici am fixat. Cu pe buget am avut. Aici în decembrie, luna decembrie, aici am reglat taxele. Că nu știu, tot la fel, noi trecusem un pic mai mult și am căzut toți de comun acord, am dat un procent mai puțin, nu? Anul trecut, da, cu anisitate. În ceea ce am înțeles, am lipsit la ședința extraordinară. Nu mai mi-aduc aminte, dar asta e simplu și am lipsit. A fost un procent, dar Am votat și 1% sau 2%, nu mai știu. Ne-am gândit la 1% și am discutat aici. S-a votat, vreau să vă spun, s-a votat acid, domnul Morubici, că am aflat și asta. S-a votat acid în decembrie 2018, sau, da, 2018, s-a votat așa acid. Hai, mergem așa ca să nu speriem lumea și în 2019 rezolvăm situația. Ce înseamnă pentru dumneavoastră acid? Faci cineva? Nu fie. Era vorba și cu taxa de salubritate, dacă v-ați aminte. Da, tot atunci, în ședința extraordinară, cu mărirea taxei de salubritate, tot atunci a fost. Chiar dacă n-am fost, am mai auzit și eu ceva. Ce trebuie să înțelegem din ce spuneți? Chestia că, nu știu, să încearcă să spargă oalele, ca să folosesc termenul ăsta neacademic, în spatele Consiliului Local. Asta e toată situația. A fost la ședință. Ați fost la ședință.
la ședința extraordinară de decembrie, atunci când s-a pus în discuție, nu a fost. Deci nu, când s-a aprobat toată lumea a fost prezentă la ședința de pe 27 decembrie. Extraordinar a fost pe 16 decembrie. Sau a fost o extraordinară în care s-a discutat taxa de salubritate și cu aceste impozite. Nu, a fost, nu taxa de salubritate, a fost corectorat de hotărâre la anexa, nu știu care, de la Rompres, de la ADIS. Dar nu s-au discutat de taxa. Cu ADIS a fost. Trebuia dat. Da, cu ADIS a fost. Da, cu ADIS a fost. O sumă, îți s-au aruncat o sumă. Da, și eu am întâlnit. Nu are niciun rost. Nu are niciun rost. Nu, ce n-are rost. Să mirite, na, asta e. Nu are niciun rost să ascundem altceva. Nu, dar în urmă tot și noi suntem toți cu bună pasăriești. Să știți, eu nu, că microdiocesnă și eu, la parte de consilierul ca un cetățean și eu. Deci cetățean cu cuie, nu să n-ai și nu are rost. Sunt și eu cetățean, care nu ții voie. În primul rău. A, sunt mâine, nu sunt aici cetățean, sunt și cât voie să aici. Să spunem la votul. La mine notați o abținere. Deci eu mă abțin. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții modernizare drumuri locale de DC158, Comuna Bârsănești, județul Bacău. Primarul Comunei Bârsănești propune articolul 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții modernizare drumuri locale de DC158, Comuna Bârsănești, județul Bacău, conform anexe 1 din devizul general actualizat, după cum urmează. Total general actualizat al investiției 4.568.303 lei, din care 4.295.556 lei. Așa, se aprobă cofinanțarea de la bugetul local în valoare de 623.166 lei, inclusiv TVA-ul, din excedent de la data de 31.12.2018, potrivit obiectivul de investiții în modernizare drumuri locale de DC158, Comuna Bârsănești, județul Bacău. Articolul 3 prevede pe prezente hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către autoritatea executivă a comunii și va fi comunicată primarul Comunei Bârsănești, executatul lucrării, precum și prefectul județul Bacău și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare conform prevederilor legale prin grija secretarului comunii. Practic, noi aprobăm devizul general actualizat prin ordonanța de urgență a Guvernului numărul 114 pe 2018, care se modifică în salariu, se măresc salariul la conducători. Mai știți ce proiectul? Și mai modifică ceva? Acum trecem la punctul 4, diverse. Începe cu domnul. Da, în legătură cu drumul, așa cum am spus, dacă domnul primar cred că a fost mai des pe acolo, este impracticabil. Am înțeles că nu s-a... Este impracticabil. Deci chiar nu mai e ce ocoli, nu mai e ce e dezastru, absolut dezastru. Vine sărbătorile pascale, acum o să vină foarte mulți acasă, la țară, la părinți, la bunici, la... Dacă s-ar putea face săptămâna asta ceva, băgat măcar un greder, ar fi super, ar fi super, deci va fi foarte circulat zilele astea și ar fi recomandat, dacă se poate săptămâna asta să intervină pe el, pentru că e foarte, foarte. Acum vorbim despre ședința de mine. Mai despre ce vedeam. Poate nu știu, 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 poate nu. Nu băgam adunat, hai să facem. Vă dați seama, toți bolovanii aia se scoate... Chiar, vă rog, zilele astea, într-o zi, să vedeți care e. Da, nu am, din cauza faptului că a fost. Mai e și la lasatul la rezerva de stat acolo, în capătul asfaltului la Păiana. Și-a trebuit luat prin urca și plombat pe acolo, pe acolo, de ori care e. Da, așa da, dacă vezi, așa... Și-o lasă spune pe alături de așa, din cauza asta, că s-a tot plombat așa pe...
Și s-a făcut cum s-a făcut și s-a mai tare s-a drumbărit că să s-a acoperit. Na, eu mă rog. Trebuie găsit o modalitate. Nu greșesc, dar domnul Lazar, spune. Eu mă rog, dar unde fac mai rău. Da. E o perioadă foarte scurtă. N-am făcut, acolo aprobăm bugetul. Trebuie să facem achiziția pe SEA. Cum spuneți? Depus de bagare, fiind moale acuma, nu mai bine să bat în mine. Compactează. Nu știu, deci chiar e mai bun alături de la Hălegiu. Să iau cubul, deci eu chiar am vorbit și chiar la gândul domnul Lan. Vreau să iau cubul, dar să nu mai fie o problemă, că nu mai sunt cuburi în satul Lan. Eu 6 tuburi, 60. Știți care e problema, domnul primar? La stadiul ăsta de vrut, suntem foarte vrem. De ani de zile tot vrem. Vrem să facem mai, vrem să facem mai. Eu cred că n-am dat să ajungă la... Să nu intervin pe drumul ăla, față cum era. Lucian, dacă îți spun toate astea, să vezi cât balas a cărat de la ghiță, pasul la poartă, rămâneam ăștia înțepeniți. Ce să facem? An de an a cărat balas. Ce să facem dacă îți răspundă? Asta e, nu avem ce face. Am încercat. Și când plătești și valbele și tot am băgat balaste, ne-am speriat. Deci era zone unde nu se putea circula o vreme, mașina nu putea duce, ne-a costit că poate să compete. E așa ne-a costit că sau nu. E bine, mereu. Și cât balaste? Și la poartă, la mata acolo, cât mereu. Cât atât de mult balaste, domnul Bubici? S-a dus deci atunci câteva mașini de... Deci și toamna și primăvara. S-a dus acum balastul ăsta din tasă, loc care... Ce vi se pare că s-a cărat așa de mult balastul pe albăr încât? Păi tot aia s-a făcut. Toamna și primăvara, fiecare an de când sunt eu aici, s-a băgat balas pe an. Nu e. Deci în fiecare an. Nu e adevărat, vă contrazic. Deci chiar vă contrazic. Da, avem balas. Sunt documente. În toamnă. A spus că s-a băgat în fiecare an. În toamnă ce s-a băgat? S-a dus un pic de balasuri pe tavă, la paia lăsa așa, s-a băgat în tasă, ne-am chinuit cu balasul. Ce s-a băgat? Ce investiți așa mari încât? Wow, dar n-am spus, domnule, investiția asta. S-a băgat balasul, vreau să-ți spune și nu, dar câte ori cu ăsta am intervenit, câte ori cu putul, cum l-am gras, l-am ucis, l-am aici. Drumul ăla e la fiecare ploaie să strâcă. Asta e treaba. La fiecare ploaie, după fiecare ploaie trebuie intervenit. Păi uite, la Caraclou, drumul care vine la Unești, s-a intervenit, s-a pus balastru din Bârâu și a făcut ce că e numai groapă lângă groapă. Da. Și făcut, era făcut în chemare. Exact așa, așa. Ori de voie, luminității... În terasa avem cu mai dur, domnule Matlaasu, acolo din terenul moale. Adică piatră, domnule, dacă se poate strânge piatră de pe undeva, știu eu, de pe pârai. Dar nu se întâmplă asta, domnul Miron. Iar dacă s-a făcut o mică bălcuță, roata cu tot așa. Este firesc, da, este firesc așa se întâmplă în continuu. Poate și terasamentul, dacă e un picuț, dacă a spus că este mare, dacă se pune niște bolovan și se presează în anotimpul ăsta ploios și atunci când terenul este moale, eu știu, poate se întărește într-o anumită perioadă de timp. Nu, îți răsunează, când nu plouă, sorta să se plimbă. Plimbă mașinile și zici că e făcut talonul. Nu, dar... că se plimbă, că așa, dar așa e peste tot. Când plouă, la aruncă, la lateral. Roțele la aruncă, așa, băltește, adună apă și asta, da. Băltește, dar de ce se face așa? Că tot ăla la aruncă, tot la fel l-am făcut. N-am fost cu tractoarele pe el, l-am făcut ca lumea și care lucruri și tot. Să circula, că am pus eu, deci să circula bine. O venit cu ele, s-o stat eu. Eu zic că așa trebuie, dar să ne eu, da, sunt interesant, sunt solid din piatră, dacă s-ar putea, niște bolovani de undeva sau piatră de asta mai mare, nu trebuie, compactată cu cilindru și după aia pus peste aia, cred că balastră, cred că ar mai ține dacă tot facem noi investiții, da. Deci eu vreau să deschid discuția cu ăsta. Deci ne aflăm în sezonul ăsta de primăvară. Bugetul s-a aprobat, s-a alocat bani. Aș dori, dacă se poate, domn primar, să punem utilajele, adică să sensibilizăm pe domnii care lucrează cu utilajele, face doar niște șanțuri pe marginea drumurilor locale noastre. Chiar dacă ele nu sunt prevăzute, se poate să facă buldo excavatorul să-ți facă niște șanțuri pe lângă drumuri. Dar în ce zonă vreți să... Sunt zone destule, de v-am spus. Avem și pe zona noastră, pe la Brătești, mult. Dar la Brătești, spuneți zone ca să știu și să... Toate, peste tot unde nu există șanțe. Sunt destule locații unde nu sunt șanțe. Deci nu sunt șanțe. Ar trebui să facă niște șanțe. Strada amestecă. O să spun, n-am spus șanțe. Dar de ce să nu aveți unde? Păi nu vreau să nu facă mult.
Acum mă fac ce? Dacă fac... Strada Mesteacă. Cum să fac? Dar nu mai acolo, dar mai sunt ceva. Nu mai am ajutat în trezul ăla. E impus drumul, doamne. Așa mamă, ca să înțeleg și eu. Deci sunt pe toate drumurile, deci la noi în sat sunt probleme. Păi acum la noi, ia toată comuna. Vreau să ne întorc de metru, diametru, de 2 metri, acolo la Coroboieni, ca să dăm pe la vale. Știu, am discutat problema. Eu cred asta o să preiau discuția de la domnul consilier Enache. Degeaba, drumul să, terasamentul să va muia numai cu balastru și pământ. Dacă nu avem o șansă, scurgem degeaba. Asta e toată situația. Deci, trebuie văzut că a venit în perioada de primăvară, s-a alocat astăzi bugetul, sau s-a aprobat, pardon, s-a aprobat astăzi bugetul, ar trebui făcut șantul cu alentat. Ar mai fi o problemă, nu știu, zic și eu, e o stare de disconfort pentru conducătorii auto. Din câte știu, sau posibil să fie pe teritoriul comunei noastre. E chiar acolo ne-a început drumul pe stradă Găleam-Târgu Ocna, la unii s-a împreunat cu vechiul drum județean, adică până ne-a venit orașul. Pe marginea șanțelor acolo sunt niște copaci care creează un disconfort pentru traficul rutier. Da. Și obligă pe mulți conducători să treacă pe banda opusă de mers. Dacă nu știu dacă este, dacă este pe teritoriul nostru, nu rețin sigur 100%. Nu este teritoriul Comunei Bursănești. Dacă nu este așa, nu este unea de strană. Nu este, el figurează la Târgu Ocna. Deci nu vreau să... Nu, băi, nu, dar nu este o problemă. Nu poți să primiți cineva cu mașinii. Sunt probleme acolo că... Da, că au ieșit crengile copacilor în partea carosabilă și... Ca să adaug și eu ceva, dreptat de dimineață, începând de la curba de sus de la noi, curge apa pe asfalt. Unde e la dumneavoastră? Când cobor din la Brătești, la Târgu Ocna. Începând de curba, cu găleară, să spun. Stai în fiecare curbă apă. Nu poate să o ia pe lângă... Nu, dar asta e problema, dar nu acolo. Ați văzut aici, am văzut și aia, ați văzut azi. Probleme cu șanturile sunt peste tot. Ați văzut. Sunt mărtă dacă ați văzut băieții la rapor social, au fost tot exact. Și astăzi am văzut, și astăzi am văzut. Am văzut altă problemă, mai am luat și mizeria din imaginea șanturii. Trebuie luată și aia. Dar ia, mai am și la Brăsăreș și chiar și aia. Și astăzi am văzut, să nu. Sunt văzut, eu am fost în Brătești și mă sună Gheorghiță Hanganu. Și noi suntem la rapor social, suntem de sat. O învățat toate casetele astea unei vine de catare a apei, dacă ați văzut. Vă spune, s-am văzut o carat pământul de acolo, o scos roade întregi, s-au adunat. Așa. Erau, au fost o stat până la două, ăsta pentru stat. Astăzi vă sunat Pintilie, urâță aici la rupă. De la cești mea mai spus, da, am văzut. Da, da, corectează copacii. Eu am spus, acolo unde nu sunt, unde pe lângă bani, nu sunt șanțe, bune, efect, nu sunt. Nu spunea și doamna, așa că e curb de țeana, trebuie de țeana. Și eu m-am referit din localitatea noastră. Știți, sunt așa? Ești, mă. Nu am înțeles ce-a spus. Între dic și asfalt pe, de la Grătul Găleanu la Mali, este loc pentru șanță. Da, da, cum e așa cu șanță? Este un șanță, o pune pe toată, dar e o fugit la bani. Dar nu că, nu mai e mai. Nu este problema că acolo sunt scurte. Da, că e șantul ăla, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, mai sus, mai sus, nu la DIC este problema. Unde nu este DIC, terenul alunecă. Și înfundă șantul, într-adevăr, și ar trebui asta. Dacă nu este piraza comunei noastre, nu, eu nu pot să zic nimic. Dar eu mă refer pe străzile din comună. Vârful Găleanu este. Nu, unde spune... Nu, deci siguranța este exact la Vârful Găleanu. Deci nu este, probabil, nu știu, sigur, dar eu bănesc că nu. Dar eu m-am referit să faceți șanturi în interiorul localității. Da, înțeles. Eu acolo mă refer. Cu marginea drumului nu sunt prevăzut de șanturi. Acum ce nu este sub administrarea noastră, asta e ce se face. Da, acolo cu... La, pot duce apel la bani, acolo... Dacă vreți să vă duceți să faceți... de servici cetățenii din satul Brătești, dar nu numai, și cei care tranzitează zona, de servici, să zicem, ca și cu lucrările astea, ar trebui, creează stare de disconfort. Da. Pentru practică de ea. Da, cam atât am avut de spus în... Drumul spre Chicilea și Romorară de viață. Podul, credeți, la podețele care sunt făcute de către ocolții înfundate și gunoiurile acoperite, ceva, făcut ceva așa. Acolo nu văd, dar unul a fost acolo. Acolo se dă foc, dar după ce
Dar care e șase piscuri din asta? Da? Sunt podețe de traversare, sunt fundate. Către Chicea. De la... De la... De la ieșarte de sat? De la ieșarte de sat? Am zis să mai vină și elevii, că ei fac cea mai mare vițierie în curtea școlii acolo, să mai vină și profesorii cu ei și până să strâng o ultimuță ca să învețe să nu mai am vorbit cu doamna director în săptămâna altfel, o să fac o acțiune. Să fac acțiune pentru omul, ăla s-a vorbit. De timp ne fiind favorabil, putem cere prea multe să fac o plouă de două săptămâni. Dacă vede că e greu de strâns, poate nu mai... Păi asta zic, că dacă ajungi și când o strânge să-l pui să pună mâna așa, ce va fi? Educația civică este acum facultativă, nu obligatorie, doamna Găma. Da. Eu cred că păi de aia se duce de rău națională, mă. Că educația civică a ajuns facultativă. Da. Sau nu mai există. N-ai voie să țin la copii să le se pură și hai, nu să se pură. Nu, mi-e punea, ne bătea cu linia și era mai bine atunci. De ce că tu mare mi-a scris pe curtea asta? Nu se vede. Haideți să... Avem camerele de vedere. Haideți să le punem să facă și treabă. Mă refer la faptul că în stație la Rodica acolo, toate afișurile care se pun să rupe. Haideți să vedem care sunt autorii. Odată și-o sancționat unul, doi părinți și o să se liniștească. Nu poate să vină cineva să pună un afiș de interes general, că e spatele meu. Singurul lucru care îl putem face e în momentul când am pus afișul să ne anunțe. Că vă dați seama, viteza de recorde la aparatul e la carie, e undeva, ca să digioneze o oră, trebuie undeva la un sfert de oră. Sau 20 de minute, depinde de viteza internetului. Vă dați seama că dacă eu am de urmărit 3 zile, ar trebui 2 zile să nu mă mai dezlipez de TVR-ul ăla. De exemplu, vreau vinte așa de la TVI, la bancă, nu le fac nicio reclamă, că nu-i interes, nu vreți cu ei. Dar așa m-a deranjat. Din mine, oamenii la prânz au pus să fie aseară în mea. Da. Deci dacă mă anunță să spun, băi, data am pus hârtia, eu o zi, două, pot să-i urmăresc. Că e aproape. Dar ca să știu... Să vă spun tot, dar m-aș poate. Și e punct de vedere legal, așa. Chiar acum citisem un proiectul ăla, când m-ați acuzat că nu l-am citit. Dar l-am citit. Publicitate trebuie să plătească pe toate panourile de afișaj public. Trebuie să plătească orice îmi vine, da? Indiferent de ce. Și să știți că în comun avem. Avem și nu plătește, cred. Da. Trebuie să vă interesați. Cred că primăria trebuie să fie mai activă. Că au personal, deci primarul are aparat de specialitate. Dar până nu verificați, e ușor de zis că nu se face. Auziți? Facem tot în bine. E ușor de zis. Eu dacă iau taxul ăla, nu face. Da, vis-a-vis de situație. Da, e ușor de acolo. Eu am două probleme. Deci, domnul primar, mereu spun de indicatoare, hai, continuăm pe centru, lăsăm de la urmă. Dar acum, o să vă luăm de poți și o să ne chemăm până la mine acasă, să vedeți cum este tractoarele din Trajan, pe drumul oraș, lasă un muroi de grevare. Dar se poate pune un indicator de a cedează trecerea și un indicator, băi, dacă te primi că ești mortal, și n-ai cum, faci, cum trebuie să faci? Dar indicator, e lege, da. Nu există indicator cu așa ceva. Este lege când este prins. Este lege, da, de normal, normal. Și în atenție noastră, nu știu dacă ați observat, dar am văzut la Galați, imaginea alea, deci poliția rutieră a picat. Relacite. Păi, dar înseamnă că este aici, eu îmi răsănești un lucru. Nu, și poliția care e comunală, poate. Păi, nu locală, națională. Națională. Poate că drumul ăsta e practicat de prin turiști. Nu e practicat. Dar se poate trimite o adresă către societățile care țin ca tractoare
la atenționat. Și nu? Nu, trebuie și la persoane. Sunt și persoane fizice. Deci, înțeleg, și persoane fizice. Dar majoritatea așa acolo. A doua problemă, domnul primar, e clar, eu am întâmplat acolo la mine în greutăți. Cu voi pas tot timpul cu oameni. Păi nu, a fost doamna Mahe, doamna Gabi, de ei, cu acolo cu voile. Deci, de-abia am discutat cu ea, pleacă pe izlața. Să pleci odată, că văd că oamenii se vând de sare capace. Mai sunt 10 vaci și sunt 40 de hectare, vă dați seama, o să stea vaca în... N-avem 40 de hectare. Cât de 27 de hectare, mă rog. Vă dați seama, la 10 vaci? Atâta mai sunt. Trebuie asigurat un hectar de pășune, nu așa? Ce ați spus dumneavoastră vis-a-vis de voi? Pașii voi vis la... Vini Paștele. Oamenii fac răzit, dacă au pași. Am înțeles acum. Da, deci pleacă, am ascultat, ieri am ascultat. Da, mi-a fost de la asta. Cu problema tărilor. Da. Am înțeles că s-a mai luat... I-a spus că era. Nu, mai sunt, fii de alucur, ce sunt, la boarul, un... Am un băiat care a zis, bă, tot mi se reproșa mereu, m-a jurat, m-a nu știu ce, bă, de ce nu spui ședință, nu știu ce, că de-aia nu. S-a filmat, are poză, pe telefon. Deci unde a fost văzut? Pe dealul curții la biserică. Așa, are când, nu știu cât, ori ținem o creasă, ori cu ăsta. Că sunt mulți copii pe dealul curții care se duc la școală, s-ar fi ei sau ori cu ăsta. Și vor chema el, vor nu. Da, trebuie să-i faci. Dacă nu luați, nu spune așa, vin s-a dat și vreau să le reveniți. Unii conform legii, dacă hrănește câinii pe domeniul public. O filmat, băieți, vă zic, până am? El m-a amenințat că domnul decizie, competența aparține poliției. Înaintezi persoana în cauză, sesizare către poliție și m-a amasat. Păi nu știu dacă intră competența primăriei sau ce sancțiuni, pe baza legii respective. Sancțiune nu. Nu poate aplica sancțiuni. La ce să-l chemai? Să-l văd cât e frumos sau cum arată? Nu e cât e frumos. Ori ce pune în o gradă, poate chiar cum e o gradă. Păi n-ai înțeles ideea. Ca să luăm o măsură de sancțiuni sau ceea ce spui tu, trebuie adresată la instituția competentă care se ocupă cu cazul ăsta, da? Și este poliția. Te pui sesizare la poliție, poate cu un comisar sau ce-o cu înregistrări în care zici că există și se va lua măsură. Este infracțiune, nu mă contravenție, infracțiune. Și l-o, eu făcut poze cu unde deschide portbagajul și dă mâncare la câini. Nu știu dacă hrănește infracțiune. Da, dacă hrănește. Deci s-a inovat dacă... Păi n-am zis că are filmare. Este un film, mai bine ar da, băie. Când mi-a făcut, mi-a zis că vă faci poze. Iar politicarea... Cea mai mică ofertă care am primit-o, 500 de lei, deci cea mai mică ofertă pentru ridicat câinele, 500 de lei cu câine. 500 sau 500 lei? 500, adică 5 milioane de lei. În aia se încadrează ei, o să dea un certificat, după ce ridică câinele, o să le trimită către primărie câinele crotat cu analize la zi, tot. După aia, după ce îl bagă în padocul ăla acolo unde cazează ei, se vede exact dacă e vulnerabil și știu, poate să provoace, cum a documentat cu toate. Îl eutanasiază, dacă nu, îl dă spre adopții, depinde în funcție câinile și de asta costă așa mult. Sunt condiții care sunt posibile și facile. Dar nu aveți tot așa mult, nu poate din partea mea. Eu m-am ridicat în zona, domnule, 500 de câini, spuneți-o și dar spuneți-o varianta a doua. Puteți să faci noi din asta comune. Da, dar nu am adăugat. Ultimii cu care am vorbit au spus așa, că au 5 ani de zile când se chinui să obțină autorizații pentru creșterea. Au reușit anul trecut, a început cu Bacău, dar nu tot, Bacău are și ei partea lor. Așa, am înțeles că s-au băgat la noi pentru localitate, dar foarte greu. Și a ajuns, mi-au zis o sumă, dar credeți-mă că e cu mult de zero și nu mi-am mai aduc aminte, ca să obțină toate autorizațiile și să construiască padocul. Că ia domnule, vrei mai grav, nu convine, că încercați și să vedeți, că tot la mine o să ajungă. Nu la mine, tot la noi, că nu e el singur. Nu, deci problema este că doar am mai discutat, o să am mai ridicat aici în Consiliu. Cât timp câinii ăștia comunitari se află nesupravegheați de spațiu public?
Răspunzător este primăria. Asta e toată, nu primăria, am zis primăria. Primăria ca instituție. Legatul de drumul, ar fi bine să continue după sărbătorile pascale cu șanturile. Da. De 2 ani zile nu mai fac la noi. Da, apa, apa n-are unde să se ducă, se duce în drum. Dacă nu are șansă unde să tragă, degeaba muncim noi și punem balas, și punem bitătii, dacă nu se trage la șansă. Păi unde s-au făcut, se cunoaște. Asta, dar, de exemplu, vine de la domnul Costică Petru, de acolo din deal vine apa și merge tot mai aproape la Preluca, se duce pe partea dreaptă, când mergea la Nea Costică, nu? Da. Așa, până pe stânga n-ai cum. Pe partea dreaptă, cu mulți. Da, până pe stânga n-ai. Cred că n-am văzut greșit domnul primar. Jos are strabețari pe pentru combustibil și ceva undeva la 2 miliarde pe anul 2019 sau... Exact. Parcă așa am văzut sau miliarde să la spus cu când se termină unii, ai travesari. Adică 20.000. Păi e tu, dacă nu are tu, dacă nu este șansă unul să fie totul, sunt bani. Da, nu e șansă, dar tu vii foc. Dacă nu e în ianuarie a mars, când a putut zăpăzit o a mars 80 milioane, nu știu... 80 milioane. Da, pe 20 de cum s-a verificat și de zătăit. Nu prea am avut iar de grea. Nu, ea mare, ea fost ăla. Destul nu ne-am mâncat, Cătorină ăla, ea mare. Referitor la domnul de la Alblic, care e, zici, la Sibă, cred că conducerea primăriei are interes să rămână așa, dacă e așa. Păi dacă nu, de asta timp nu putea să-și dați un telefon lui domnul Bienes? Da, domnule, am dosarul, este la doamna secretară, tot dosarul cu aprobări. Tot, dacă spuneați domnul Bienes, nu-i spunea nicio om să iasă la votare, puteți spune de eu, dacă nu m-ai ajutat. Domnul Petru, am făcut inițierea de hotărâre de guvern și mi s-a spus așa, legea spune, locația respectivă trebuie predată în tabulată. Domnul Petru, dacă s-a făcut... Fetei... Poate s-a făcut și domnul. Păi, las vreți, zici, că n-a făcut până acolo. Dar vă spun, deci este în inventarul domeniului public, eu nu cred că este la fizic. Pentru că stau flyer legeri la domeniul public, asta a anunțat poliția. Domnule, nu, acolo s-a închisut daianez la oameni, chiar și nu s-au pregătit. Știți că ăsta nu-i domeniul public. Domnul Cozitor, dintre ființa noastră, care este inventarul domeniului public, este un domeniu public, nu înțeles ceva. El este inventarul domeniului public al statului, la direcția silvică, a comunei, nu așa, stați un pic. Și ei acum trece la comună. Domnule, dacă ce este inventarul domeniului public al comunei, duceți-l la sălbetea. Iar comunii dintotdeauna. Ascultați aici, dintotdeauna e al comunii. În actele de la acolo, scrie destul de clar, transferul din domeniul public al statului, direcția silvică, către inventarul domeniului public al UATE Bârsănești. Păi este. Exact așa scrie. Deci inventarul domeniului public. Păi da, dar a spus cum scrie. Deci acum este în domeniul statului la direcția silvică și direcția silvică ne-l transferă tot în domeniul statului, dar în administrarea UATE. Și noi avem voie să-i schimbăm. Deci noi nu avem voie să-i schimbăm. Dar noi avem în jetea domeniului public. Dar degeaba dacă nu l-ai cadastrat și tablat păstică, că ai fost 8 ani primar. Și dacă s-a mai zis la asta e o... Nu se pregătește niciodată problema. Asta e... Asta e o născocire acum. Asta e o născocire mai rece în sole. Și domnule. Domnule, diferit de ce domnule. Este drumul, este... Sunt pădreturile toate să inventarul. Cum e la comunii Bucioviști? Păi sunt toți! Sunt, dar cum au fost criptic, faptic, corect? Dar să discutați! Păi ce? Ce faptic? Deci în 90 au fost faptic? Cum adică faptic nu? Adică faptic nu există acolo, nu merg oameni. Dar nu am faptic. Domnul, ce am spus mai din vreme cu toate? Legea spune de subiectare. Ca să fii proprietar asupra la ceva, trebuie să ai un document. Noi nu-l avem. Apoi că erau
hârtie acum. Așa, domnul asta înseamnă că poliția nu poate vrea. Nici nici din dar comune. Nu, așa m-am preluat din și dumneavoastră. Și cum vreau să delegești de vați ceva de el, de apacă bun. Așa e și acolo mai e deci DJ-ul este în domeniul public al statului, în administrarea Consiliului Județean. Dar e tot așa. Ce a spus dumneavoastră, domnul Berea, și nu vor sta? Nu, 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 eu sunt sigur că în 2 ani nu se face. Și la ei special, bine, dacă citiți în legea, acolo în legea aia, nu mai mai sunt ori arenii sigur pe malul Cureului din Coace. Deci nu spre Silvii. Deci aproape din gardul dintre Silvii și școală, mai nu are care în sus. Iuscat din ce mai mult. E marcat, nu? Nu e din treaba, e treaba cât de obișnuit să... Nu la tăia pe ăla. Ei, iau! Nu la tăia pe ăla. Cum să faci să tăiem copacul ăla care cade pe casa acolo? Păi cum să faci? Dormi în casa întâi și frumos să iei copacul. Cum tăiem copacul? Nu, mai e pe marginea drumului. N-ai de dea până la... Dă-i copacul ăla în casă. Să rugăți-l. Să macara atunci prima. Cu macara o să dai. Dar n-ajunge nici macara. N-ajunge nici macara. Cât e din nou? Păi nu problema că e înalt, problema că drumul e jos și copacul e sus. Mare cu asta zici. Deci ar trebui, bă, măcar acum, cum ar fi cu 80 de metri, să zic. Nu, nici unul de să scrie cu drumul, dar nu stai în bucățări, mici, tot vine, tot vine, vine până. Să le iei în drumul, să le iei sus acolo. Ai ce problemă. Bine, dacă ar mai fi, dar s-au distrus ele, știți că ăștia de la Ion și de la Telecom înainte, avea ziare de ele astea. Domnul primar, este arenul stat pe malul drumului, nu dincolo de Ipiriu. Așa, s-a plecat spre drum. Tăiem și duce la școală acolo. Înainte de a ajunge la gardul școlii, ăla a mai știut, a plecat spre Silvic, nu o să vină în cap la cineva, dar ăsta i-a plecat spre drum. Ăsta i-a plecat spre drum, e clar. Nu, o să mă uit în seara asta. Eu nu mă mut. E mare scurtă. Dacă nu mă pasi, dacă sunt eu 2, 3, 5 ca lumea așa. Numai cum ceva, un tricor ceva să... Și tras? Da, mă gândeam să fie drumul, cu un tap, cu ceva. De unde se repetit de altă arbore și să se face. Și pe unde s-a dușut? Da, e mare. Se face, uite așa, niște... cum că te urci pe scară și tot bază, nu urci cum ești, omul stă și urci, tai câte bucățări și vine jos cu el, încet. Da, dar cine e? Nu, hai să vezi că se găsește dacă nu știu, ești dați cum vă zic eu. Adică pune s-a dat de scară. Stai să vedem, câți bani ia cineva să taie ăsta, copacul ăsta, aici e problemă. Trebuie să... Trebuie să mai interveni corea pe drum. Nu, cu șara aia, nu mă mai urmezi din șara, da, tare, cum mai rog. La terminul, Nelghel, la terminul. Nici o treabă. N-am terminat. Da, fierbinte. Asta, arimul ăla. Să vedem ce posibilitate avem să intervenim cu niște balast pe drum. Să mai scoară. Cum intervenim, dar în parte aici e problemă. Cum intervenim? Prea scurt treaba, nu trebuie să-mi spun. Dacă bagă o durere, bagă rău, iarăși, iarăși. Mai pot eu interveni două? Da. În legătură cu, am mai spus odată, cazanele care s-au pus pentru selectare, cel puțin ele după capăt, s-au fost aruncate acolo, lăsate foarte dezordonat acolo. Da, am zis că o să facem, dar nu mai avem timp, o să facem lângă stație acolo. Da, deci e foarte mulță pentru ce? Turnat ceva, o capă de beton, ceva, plus dacă ar putea pune o cameră pentru că săptămânal fac curățenie. Deci nu-i găsesc, nu o să părăsc unul pe al de săptămânal, trec la deal la vaci și fac curățenie că e dezastru. Dacă vă punem lângă stație de autobuz acolo, pe partea dreaptă. Stânga, pe dreapta. Pe 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 stânga, pe dreap
E gardul ăla din plasă și după gardul de plasă e un pic de spațiu. Da, oriunde ar pusă, dar trebuie făcut ceva un pic amenajat, pentru că pe capul ăsta e pus mai dar acolo. Acolo, pentru containerele alea au o obligație foarte mare, nu are cum oricum o dată în consiliul local prin care trebuie să le facem platformul betonat. Asta e treaba vicii primar. Păi nu-i treaba mea, că dormi eu cu bani de acasă. Aia e problema, că dacă aveam bani, făceam de când. Nu, ăsta n-a de la intrare. Zici, buget, avem astăzi la așa, și ce vreau să mai întreb. Noi am trecut, am reținut eu bine, pentru fotbal, atunci pentru sport s-a alocat 7.000 sau că s-a alocat? Pentru? Pentru fotbal, pentru echipa de fotbal. 5.000. Și am înțeles cum le-a intrat decât 2.000? Nu, anul trecut au fost 2.000. Anul trecut parcă li s-a alocat. Anul trecut cât a fost alocat? 2.000 parcă. Da, 2.000. Deci, de acolo, ceva de genul. Și anul ăsta 5.000. Nu am zis 5.000. Noi am zis 5.000, dar ei au venit să mai cu documentația cu 2.000, ceva de genul ăsta, că și-au înființat târziu. Se termina cu tot. Se termina cu tot. Să-i explic, la anul ăsta la echipa de fotbal e 10.000. 10.000. Deci am trecut 5.000, parcă. 5 sau 7.000 știu că a fost anul. Dar cu condiția să se mute la lucru. Pentru că terenul va fi... Da. Și mai repede cu ocupația așa, tot sunt la lume. Acolo, în fața lui Amintic, se dă un concurs la băiatul ăla să-l taie copacul. Da. După oraș de așa. Dar n-ar fi aia doi munci și vreau. Nu, lui Amintic. Paragraf. Acolo nu are ore superit. Și care Amintic? Era biserică, în fața. Vine ca să apără chiar. Prima dată are munci. Ziceți numele tot. La bani. 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 Acolo, dacă pui frână, dacă nu îl puteți vizitești, e cum faci. Puteți să-l puteți. Paragat, dați-l eu acolo. Dați-l eu acolo. Dar unul parcă nu tăia, e unul, nu? Sunt doi acolo. Sunt doi la s-a plecat. Da, s-a plecat. Păi trebuie. Dar ce lui Ioan? Ce drum așa, camioane, dacă vin două camioane, deja... Se oprească. Unul trebuie să oprească. Ce spune? El i-a plecat. Bun. Da. Haideți să urăm la toți locuitorii Comunei Bârsănești în sărbători fericite, în pași binecuvântat și pentru noi, consilieri de Mateu, să ne întâlnim cu bine după aceste sărbători. Și la mințit, de la...